foarte multe echipa împreună cu Gina, când a avut foarte mari probleme înainte de plecare cu operația, iar eu cu Glezna, ne-am revenit foarte mult aici la Atlanta. La individual compus, cum a spus domnul Belu, este, cred că, prima oară la Olimpiadă unde se clasifică trei fete pe podium. Eu spun că poate se putea la Simona mai mult din cauza arbitrajului, la Sol, dar și la tine. Și la mine, dar poate eu eram mai... Nu prea am fost băgată în seamă, doar pe la ultimele aparate. La după două aparate eram pe locul 10, deci nu mă așteptam să urc pe podium. După Sol s-a dovedit că eram pe întâi cu, la egalitate cu Simona, dar știam că mai sunt încă trei fete de concurat. Și am avut norocul acesta să rămân din nou pe locul 3. Ca și la Barcelona. Da. Spune-mi, atmosfera din sală a avut o influență bună sau rea asupra voastră, mai ales în concursul pe echipe? Pentru noi a fost, în primul rând, foarte rea, pentru că a fost exagerată, dar noi, cum ne-am așteptat, ne-am mobilizat foarte mult și eu le-am încurajat pe fete să nu bage în seamă, să... de la început să se acomodeze cu această gălăgie din sală. A fost foarte exagerată. Ai mai întâlnit undeva așa ceva? Nu, n-am întâlnit. Mie la Sol mi s-a întâmplat, nici n-am auzit muzica. Mi-a început muzica și am ieșit afară de pe covor că nu știam ce să fac. Dar că îmi zice, gata, ai ieșit afară din covor, mai... Deci și acolo am avut puține emoții. Dar am văzut că îmi dă drumul, m-am liniștit. Din finalele pe aparate, tu ești prezent în două dintre ele. Ce crezi că se va întâmpla în ultima zi de concurs? Da, eu am două finale, Palele și Bână, unde nu pot să zic am șanse. Trebuie să mă țin pe aparate. Sunt aparate foarte grele la care poți să câștigi. Dacă Jocurile Olimpice nu s-ar fi desfășurat aici, la Atlanta, crezi că echipa americană ar fi câștigat titlul olimpic? După cum au mers aici, titlul olimpic nu, dar pe podium erau. Simona, aportul tău în prima zi la impuse a fost unul puțin stricat, să spun așa. Ai ratat bârna, dar apoi ți-ai revenit. A fost greu să treci peste acel moment? A fost destul de greu să trec peste acel moment, deoarece urma încă o zi de concurs, unde am avut foarte mari emoții, dar am reușit să trec peste ele și am făcut un rezultat foarte bun pe libere. Te așteptai în concursul individual să ajungi pe treapta a treia podiumului? Nu că mă așteptam, dar doream foarte mult, în primul rând, să îmi fac treaba pe aparate și să merg cât mai bine. Apoi... rezultatele vin de la sine. Ce te-a impresionat pe tine în aceste trei zile de concurs? În bine sau în rău? În rău, reacția publicului, deoarece, și așa ca și Milo, nu am auzit muzica la Sol, dar am fost în timpul execuției și nu mă puteam opri. Am continuat așa cum am auzit muzica și am reușit să termin pe muzică. Gina, ai fost la Barcelona, mezina echipei, iată aici, la Atlanta, tu ai cucerit medalia de argint la individual compus, bronz cu echipa. Ți-ai îndeplinit tot ce ți-ai propus înainte de plecare? Cred că, da, nu mă așteptam la un rezultat atât de bun la individual compus, pentru că după accidentul care l-am avut, m-am străduit foarte mult să-mi revin, mai ales să ajut echipa să obținem un loc pe podium și mă bucur foarte mult pentru rezultatul care l-am obținut la un individual concurs, pentru că l-așteptam de foarte mult timp. Spune-mi, după câte aparate ți-ai dat seama că vei fi pe podium? Cred că după Sol. De la prima aparat nu mă așteptam, deja eram după locul 10 și nu mă așteptam la așa un rezultat bun. După operație ți-ai revenit destul de bine. Ai avut cumva vreo teamă în momentul în care ai intrat pe un aparat, că ți se poate întâmpla ceva? Nu, cred că am avut emoții mai puține decât la Sabaie, deci
Deci a fost bine pentru tine. Vin acum finalele pe aparate. Cum privești acest concurs? Bineînțeles, mai avem șanse la multe medalii la finalele pe aparate. Eu mai am finale la sărituri și sol. Sper să obțin și aici cel puțin o medalie. Da. Alexandra Marinescu a fost speranță